Un alt aspect pe care cred că trebuie să-l discutăm e legat de felul cum vedeți dumneavoastră unirea societății, coagularea societății. Mm-hmm. Pentru că dacă ne uităm la sondaje, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor de duminica trecută, o să vedem această polarizare care ea există. Noi vedem că în Republica Moldova în continuare avem oameni care îl aplaudă pe Putin și crimele pe care le comite el în Ucraina. Pe de altă parte, noi o să ajungem la un moment dat când va trebui să dăm un vot pentru aderarea la Uniunea Europeană. Iată, și intervalul nu e foarte lung. 2030, acest termen asumat de președinta Maia Sandu, nu e foarte departe. Da? Ce aveți de gând să faceți? Ce urmează să se întâmple în Republica Moldova pentru ca această societate să aibă o opțiune clară în sfârșit? În primul rând, eu cred că trebuie să fim un pic optimiști la acest capitol, pentru că la această etapă avem probabil cel mai mare număr de susținători a parcursului european. Deci nu cred că vreodată au existat un număr mai mare de oameni care susțină procesul de integrare europeană decât avem acum, și chiar și aceste alegeri în aceste situații complicate a demonstrat acest lucru. Într-al doilea rând, o să ne angajăm într-o campanie fermă de comunicare despre integrare europeană către toată lumea, ca oamenii să înțeleagă acest lucru. Și într-al treilea rând, trebuie să vorbim oamenilor ceea ce reușim să facem ca și guvern, ca și guvernare, este la fel cu suportul Uniunii Europene, și să arătăm suportul pe care îl primesc cetățenii, pentru că compensațiile în valori de miliarde de lei acordate cetățenilor în factură sunt datorită faptului că avem și suportul Uniunii Europene și a partenerilor externe într-un sens mai larg al cuvântului, inclusiv Statele Unite, și faptul că am reușit să creștem pensia minimă și să o indexăm la valori nemai văzute de până acum, este datorită faptului că avem un influx de resurse din partea Uniunii Europene și că avem satul european și reconstruim, deci, 600 de sate. Da, dar comunicarea legată de faptul că Uniunea Europeană ne ajută prin proiecte directe care le implementează Uniunea Europeană. Și acolo se vede. Vedem drapelul UE, vedem în fiecare localitate acel însemne că drumul dat sau grădinița dată a fost construit cu suportul Uniunii Europene. Dar mai este o chestie. O mare parte din resursele Uniunii Europene vin în Republica Moldova ca și suport bugetar. Asta înseamnă că acești bani permit guvernului să construiască mai multe drumuri, să acorde mai multe compensații, să renoveze mai multe școli, să crească salariile sau să ofere anumite beneficii financiare către angajații din anumite domenii. Și toate acestea sunt datorită faptului că noi suntem aproape de Uniunea Europeană și Uniunea Europeană este principalul donator de asistență către Republica Moldova. Da.